Salut! Noi suntem Cocolici și bine ați venit la Profa cu mustață. Sub nas e creață, sub brațe deasă. Așadar, apăsați butonul de Cocolike. 10.000 de Cocolike, rog, mai vezi Profa cu mustață. Înseamnă 10.000 de fire de păr sub nas la mustață. Haideți să dăm play și să vedem unde a rămas data trecută. Ce chestii avem noi. Că nu văd, dar nu mai pot. Haideți să facem, să pregătim ceva mic dejun, cină, ceva, să mănânce și Profa, ca să nu-i scadă gușa. Vezi că trebuie să luăm chestia aia, să nu cumperi. Deci, astea sunt indicii, chestia asta de gasoline, ceva ca să ai pe gust mai bună mâncarea. Înțeleg, să-i punem pe friptură, trebuie să-i aromăm friptura. Ce bună trebuie să fie. Turkey, curcan. Curcan, da, deci Profa pregătește curcan pentru iubitul ei, vrea să-l cucerească și noi trebuie să-i stricăm ziua. Văd că scopul nostru este să o îndepărtăm pe Profa de iubit, Felix. Nu o să reușim niciodată. Să fie și ea singură. Când e suflete pereche. Sunt suflete pereche? De cum să nu fie? Profa cu mustață și... Cum să-l cheme pe iubitul ei? Vreau să ziceți Proful în comentarii chiar... ce porecle aveți pentru el, dar să-i fie pe măsură, pentru că ea are nume și șmecher. Am văzut câte fire de mustață, așa. Ia uite, bă, cât mâncă. Bă, ce friptură! O pui acolo, da? Te-a o pune deja pe friptură. Bă, cu piciorul închis, ai văzut? Închidea, că e pe bani. Închidea, că e pe bani. Nu cumva să nu închid, că e pe bani. Stai, ce-ai făcut? N-a făcut nimic, tu te joci. Tu eu mă joc, că merge puțin diferit. Merge la fel, doar că America nu se mai juca de o zi. Ok, deci, trebuie uite să intrăm. Uite ce ești supreș! Măi, supreș! Ia să vedem, avem o cheie verde. Trebuie să găsești gasolina. Vreau să văd unde-i Profa. Oare unde găsim gasolina? Păi de pe cheie. Acum încerc să dau pe cheie. Gasolina nu trebuie să fie acolo stânga? Afară? Aici afară? Felix, dar merge puțin cam sacadat. Ok, deci ia să vedem. Merge puțin cam sacadat. Merge cam greu. De ce credeți că merge așa de greu? A, uite aici, crezi că face grătar, Felix? Asta e cuptorul de pizza? Stai că merge foarte greu. Nu pot să înțeleg. Tot așa merge, dar mai bine. Tot așa. Dar nu-i nimic a deschis. Asta nu. Dacă nu, hai să facem fashionista și fac eu un flipper. Asta merge bine acum. Merge mai bine, ia să vedem. Ia să vedem acum dacă merge bine. Nu prea, sau? Parcă merge ceva mai bine. Așa. Deci noi trebuie să găsim... Uite, ăsta-i danger, gasoline. L-am luat. Și ce facem? Use something to burn the turkey. Ok, deci o să trebuiască să îi ardem friptura. Punem pe curcan. Punem pe curcan să iasă crocant, așa cum îi place ei. Cu benzină? Cu benzină. Deci o să iasă cel mai crocant, cocoleșilor. Și... Numai ai să deschizi ușa de la bucătărie ca să o ții închisă, nu cumva să ia cineva hartanul. A, da? Înțeleg să ții un lac pic de acolo, din spate. A, așa se procedează. Păi nu, Cocos, Cristian, nu te-ai jucat. Avem doar vreo 30 de episoade cu Profa cu mustață și Cristian nu s-a prins cum se împletește mustața. Păi până acum când veneam, eu de obicei era deschis la bucătărie. Dar când gătește? Când gătește, ține închis, nu cumva să-i fure cineva. Ia și tu, ești tu un loc pic, uite, loc picul. Și un paten ciocan, o rangă ceva. Rangă, bangă, hai, uite, cu ciocanul poți de peste lacă, dacă vrei. Serios? Aproape așa au zis Cocolic și l-am luat. Și mereu dreptate, zice, dă-i cu ciocanul peste lacărea. Mulți, vai, unde e în față, tu mergi în spate. Bine. Burn the turkey. Ok, burn Felix. Burn că suntem români și dar românii. Dar învață pe Cocolic și ca lumea, că e bătaie. Cine mă bate Felix des. Felix se prostește. Cine mă bate foarte des. Eu sunt foarte corectă, de-aia. Mă porc cum se poartă românii mereu. Stai, deci mă duc la curcan și încerc să-i pun aici benzina. Uite, acolo am văzut chibrituri. În ăla alt. În ăsta alt. M-am speriat. Da. Stai puțin, punem ăsta. Dar nu vrea. Și cred că... Dar de ce nu vrea să-i pun benzina? Nu știu. Stai să iau auzi, dar dacă benzina trebuie să pui într-un dressing, când ea dă cu dressing-ul. Asta mă gândeam și eu. Cată dressing-ul ăla. Într-un sos ceva. Ăsta este oțet. Mă lasă să pun aici? Uite că arată cu groșu. Hai să punem. Aia l-ai luat. L-am luat? Aha. Ok, și acum cum fac? Nu știu. Stai că vreau să pun dressing-ul. Pun benzin. Cum fac? Vreau să pun benzina asta în ceva. Da, stai. Ce-i acolo? Ce-i asta? Eu nu am mai văzut până acum găleata asta. Găleata cu zăpadă. Vezi să nu vină Profa pe tine. Sper că nu vine. Vine undeva, nu știu unde vine.
Ai de cap, nu știu ce să mă fac. În continuu mișcare. Bă, vezi că vine spre se tine. Se pune aici? Vine spre tine. Cu ea e sarea. Vine spre tine. Nu știu ce să mă fac. Vine spre tine. Fugi, fugi că vine spre tine. Fugi că vine spre tine. Cum poți scrisine? Păi fugi. Fug aici. Hai de mine, chiar acum ai intrat în bucătărie. La fix, cocolicșilor, ați văzut ce gamberiță sunt? Am văzut, dar eu te-am țipat de trei ori să vii tu. La fix, cea mai faină gamberiță sunt. Ok, mă duc pe aici să văd dacă găsesc ceva. Ai luat o sticlă de whisky sau de oțet? Uite, își face cafeaua, poate în cafea trebuia să pui de pe foc. Da, crezi tu? Avea o cafea, dar ce profesor avea cafea? Și-a amestecat un ceai, ceva, nu știu. Ce mai are pe aici, așa, prin casă? Uite, încă cu gasolină. Încă gasolină, da. Deci în caz de nu ajunge. Oricum tu când te blochezi de gameriță, tu ai hinturi. E, da. E, da. Vrei să folosesc? Când vrei tu, depinde, eu nu știu, eu știu fără. Haide că-l folosesc. Tu știi fără? Da. Eu sunt o gameriță care are nevoie. Put kerosene în glaze bowl. Ok, un bol de glazură. Așa va trebui să mergem. Nu e de gol de glazură. Glaze. Nu, este de ulei din ăla care să pui pe... Cu care glazurează curcanul. Wow! Mamă, ce... Auzi, dacă te uiți așa la ea, ce zice? Eu-s gagica. Auzi, dar să știi că are dreptate, prof, ai așa pus aici o poză inspirațională. Unde e la etaj, cumva? Nu știu. Deci și-a pus o poză inspirațională aici și aleargă bandă și se gândește, uite, alerg, eu mă chinui cât mă chinui, dar corpul ăla de invidiat îl voi avea cu siguranță. Îți greu tot de 20 de chile. Și mă duc pe scări în jos, nu știu unde este. Cred că e la etaj. Exact, așa asta. Fugi pe scări jos, fugi pe scări, fugi pe scări. Te văzut. M-a văzut? Caută glaze bowl-ul pe aici în bucătărie. Dar tu crezi că mai poți mai caut când ea e pe aici pe lângă mine? Că mi-e frică de ea. Te descurci tu. Vezi că vine? Au! Cristina! Mi-a dat ușa în cap. Hai de mine. Doamne profesor, vă rog, și te faci cu minte. Am numai 10 pe linie, vă rog. Lăsați-mă pace, vreau să vă stric friptura. Dar nu vreau să ai 10 pe linie, vreau să ai note mici ca să faci meditație, să-și crească palatul. Dar ce tot fuge atâta după mine? Ca să facă sport, că nu are picioare. De unde are atâta sport în ea, femeia asta? Caută glaze ball. Mă duc, dar stai să văd dacă pot să scap de ea. Pentru că niciodată nu am mai avut atâta energie. Și închide ușa după ca să nu te vadă. Dar asta nu greșești tu. Păi dacă nu închizi, ea te vede. Mă duc în bucătărie acum și nu mă vede. Ești o fraieră? Dacă nu închizi ușa după tine, ea mereu o să te vadă, asta am zis. Aoleu. Acum du-te în față, în față. Nu mă mai vede. Așa, acum caută glaze bowl-ul ăla. Auză, ce e aici? Ce e asta? Ce e asta? Da, stai puțin. Așa, baloane? Stai puțin. Dă-i pe vinegărul ăla, dă-l încolo, ca să rămâi cu asta, și acum dă-i pe chestia aia. Nu pot să fac nimic. A, ce e asta? Dă-i pe ea. F? Da. În Felix m-a văzut. A, pe fugi. Aoleu, nu vreau să mă vadă. Ce e asta? Nu știu ce e, dar trebuie să-l folosești, cred. Bă, frate, alegi mult după mine, bătrână, care ești? Dacă ai lăsat ușa deschisă după tine, dar tot timpul trebuie să închizi. Nu! Nu! În față, de-aia te-ai închis ușa în față. Și acum merge aici, dar închide ușa! Acum, stai, doamne. Așa, a fost așa greu? Hai de mine. Dar ce-i chestia asta pe care o avem în mână? De-aia ți-o da hinturi. Stai puțin, că vreau să mă uit aici. Vrei să mă uit la hint? Păi, știi fără hint? Știu fără hint. Ia să vedem. Put kerosene in oil glaze bowl. Glaze bowl is on the table near the oven in the kitchen. Da, deci mă voi duce la bucătărie. Să vedem unde vine asta. Ia să vedem unde este. Deci ea este la bucătărie, profa. Să vedem unde mergi. Să vedem dacă merge prin spate, unde mergi tu, că te miroase, știi cum e. Bă, prof, stai acolo, de rău, nu mai vine după mine. Nu mai vine după mine. Se duce afară, nu? Stai, unde se duce? E în camera mea? Da, mergi. Nu, n-am fost aici, mi s-a părut. Mă duc pe partea asta la altă, așa, și încercăm să căutăm la bucătărie. Kerosenul, hai că lângă ov. Lângă cuptor, stai. Dar vreau să... Nu, dreapta. Dreapta, stânga, uite-te, du-te acolo. Pune asta aici. Pune asta? Da. Pe F? Când tu o să dai foc să nu funcționeze. Aaa, deci aia i-am acoperit cumva pompița. Ca unde-i glaze bowl? Uite-l! Stai. Da. Ok, stai că luăm kerosenul. Și îl punem cu F. Și închide ușa la cuptor să nu te vadă. Închide ușa la cuptor. Stai, să închid ușa la cuptor. Dar se poate? Fugi că vine, Bă, n-am putut să închid ușa la cuptor. Dă-i foc ceva, nu știu. Lasă, pleacă de că poate vine. Nu am putut să închid. Plecăm? Da, nu pe ușa, pe aici. Mă duc așa printr-o parte. Și închide ușa. Doamna profesoară, n-am fost aici. Închide ușa. Și închid ușa și vedem ce face. Da. Dacă acum se duce la bucătărie, stau aici. Nu, că în caz de vine mă blocat. Unde e cu șampanie, foișorul la cu șampanie? Nu mai este, pentru că gata întâlnirea romantică. Acum urmează friptura. Faza este că bine că ai pus ala la extinsor, că atunci când va încerca să stingă focul, să vedem dacă mai trebuie cu ceva. Deci dintr-o pură întâmplare am pus chestia aia acolo. Din cauza că eu sunt geniu. Datorită că tu ești geniu. Da, eu sunt geniu. Ce face? Stai puțin. Ce se întâmplă?
Se duce la friptură? Stai, oare am făcut bine? Unde că nu s-a dus? Mai folosește hintul. Nu e gata, nu e gata friptura. Ia să vedem ce trebuie să mai facem. Asta am with făcut. Glaze on turkey. Dar n-am pus-o. N-am pus aia pe curcan. Înțelegi? Ah. Haideți cocolișilor să mergem. Dar nu puteai să pui direct din sticlă benzina? Nu, lasă așa, ca să arate bine, știi cum e. Îi place să fie curcanul crocant. Acum, luăm glazura asta, sperăm să nu mă vadă. Unde e profa? În față, da? Luăm asta și o punem pe curcan. Așa! Ia, dă-i foc cârbiturile, dă-i foc cârbiturile. Unde? Așa, după colț, după colț. Să-i dau foc? Da. Nu, Felix, dă-i foc! Nu. Și fugi. Ai dat foc, ai văzut? Ai dat? Nu, că n-a mers. Ai dat? Du-te înapoi să vezi. Du-te înapoi, ascultă-te că am văzut. Am văzut focul, dar nu-i din cauza că eu i-am dat. Nu? A luat el simplu. Haideți să vedem că se duce la bucătărie să-și vadă curcanul. Ceea ce mănânc eu acum, că tot se-mi crească gușa. Ea s-a pregătit așa de sărbători, nu cumva se scadă gușa de sărbători. Ia să vedem. Dar ce volum are la păr. Ce credeți de că la spate acolo? Zici că e bodyguard. Într-adevăr. Uite, încrăcănată, da. Hai să vedem cum i-am stricat curcanul. Curcanul. Dar nicio reacție pe față, deocamdată nu a observat. Se apropie de cuptor. Înfometată. I-a scăzut un milimetru de gușă. Oh, nu, orice da curcanul meu voia să mănânc și oasele. Ha, ce comic aleargă. Hai, ce nu comic. Se poate să stingă focul. Hai, ce comic aleargă. Ce faci acum? Are asta. Cred că și în asta trebuia să pui ceva. Ai de mine. Cred că trebuia să pui de acolo, e iară benzina. Iarăși, din cauza că erau două. Da. Mi-a salvat curcanul. Și cu Cristina, primește-o. O mâncă așa. Bă, cum mâncă? Bă, frate, cum mănâncă profa asta? Mănâncă fără furculiță, fără cuțit? I-a plăcut așa cu gust de benzină, până la urmă. Haideți să refacem asta. Deci două benzine. Pentru că acum știm ce avem de făcut. Trebuia să ne luăm clar după indiciul ăla, că am văzut două bucăți de gasolin. Îi punem și în aia. Deci, deci după ce că ia foc, i-aruncă benzină. Dar a pus aia zăpada lângă ce a pus nisipul. Da, era niște apă. Dar ai văzut cum mânca? Am văzut, frate, ca o porcicuță, aș putea să spun. Eu am crezut că e pentru întâlnire, dar mai ia mâncă la tot ăla. Asta place foarte mult să lași cum dă cu piciorul, cum închide. Așa închid și eu la vase, la mașină de spălat. Așa închid și tu? Numai că pe o parte, așa. Mai finuț. Ok, haideți să mergem pentru că știm ce avem de făcut. Cred că știu ce am de făcut. Ok, putem stânga. Să intrăm. Știi ce e de făcut? Trebuie să iei gasolina de aici. Păi stai să văd dacă intru, dacă ajung. Ok, deci benzina este aici. Gasolina. Și ne mai ducem sus și mai luăm încă una. Ca așa avem două. Și ia-ți și ceva, că mi-ai deschis o ușă, ceva, un lacăt. Lacăt sau ăsta? Ce vrei tu? Ăsta, l-am luat. Ok. Deci nu mergi la etaj, pe scări. Am vrut să mă duc prin spate. Nu pleci prin față, prin scări, că nu e la etaj, nu e bine așa? Da. Păi da, ascultă-te, gamer! Aici trebuie să mergi. Stai și văd, că nu ești așa de ușor cum pare. Au, e un scrobar. Dar se pare că am putut și cu ăsta. Da. Hopa! Vezi că e profa pe la etaj, nu știu pe unde e. E pe la etaj? Da. Și tu mai poți să vin aici la etaj? Ce treabă? Aole, mi-e frică, Felix, dacă vine după mine. Asta e camera de tortură. Asta e benzina, nu e aici benzina? Benzina e față în față cu camera asta. Merge, bag-te aici. Și mergem față la maxim. Nu pe aici, că aici e ea. Ai spus că în față la maxim. Benzina, în față la maxim, dar pe partea aia. Uite, camera asta e gasolina. Poate am noroc. Nu pleca din baie, mai stai în baie. Și închide ușa, închide ușa. Eu n-am fost aici, domn profesor, mi s-a părut. Exact lângă tine, așa, ia gasolina. Exact lângă mine? Hai să mai luăm și cealaltă, gasolin. Așa. Și mai ai un lockpick de aici, ce găsești? Hai să văd, mai am ceva pe aici de luat? Du-te prin spate. Pe aici? Așa, aici zici să mă duc. Stai să vedem, o lăsăm puțin să coboare. Sau du-te pe geam. Hai de cap, de unde vine? Tu aici ești. Fugi! Hai de cap. În camera erai tu. Da? Da. Hai de mine. Nu știu pe aici pe ușa. Nu știu unde e. Vreau să ajung în camera aia în care mă duc pe jos la bucătărie. Dar unde o fi camera? Camera aia e cam mult de jos pe ea. Cred că e aici. Nu. Aoleu, mi-e frică. Mi-e foarte frică. Unde și mă duc cu uite, camera din față. Aici? Da, aici de jos la bucătărie. Cât de mult risc. Stai să închid ușa. Ia și tu o rangă, ceva, un ciocan. Uite ciocan din față. Nu, lasă-mă pe față. Uite rangă. Am nevoie de ea. Nu știu, Cristina. Băi, cât de mult se duce profa asta la baie. Pune benzina în toalchie de ușa.
Pune benzina. Pune, poate vine și pe aici. Pune benzina în găleata. Asta vreau să fac. Așa punem. Bă, nu merge. Pune în bolul al tău. Vezi că vine bucătărie. Pune în bol și fugi acolo. Pune în bol și fugi. Fugi. Haide să fugim și să închidem ușa. Aoleu, cam greu cu ușile astea pentru mine. Ia-ți bucata aia de aici. Iau bucata asta ca să o punem. Asta da. Arată ca un fel de nucă de cocos. Faza este că ai două gasoline, dar nu te lasă să-l pui în aia de zăpadă. De ce? Aoleu, vine la bucătărie, Ia uite-te la toate hinturile să vezi ce trebuie să faci. Tot pe ce mergem mai în colț. Vrei să mă duc mai în colț? Mai aici, ca să fii mai siguranță. Așa, să vedem ce ne zice să punem. Apply balloon on fire. Aia am făcut. Așa, după aceea. L-am văzut, asta deja că suntem isteți, nu ne mai lasă Felix. După ce faci, mai zice. A, după ce faci. Vezi că vine, du-te față, văd că vine spre tine. Vine. Și închide șușa, Eu nu am fost aici, doamna profesoară. Am închis-o? Ai închis, deschis-o partea altă. Aole, unde e ușa? A dispărut ușa. Fugi. Stai că nu sunt unde. Du-te în bucătărie. Stai să închidem ușa asta. Tu te închide ușa. Haide să mergem repede, drept în bucătărie. Sper că nu ne-a văzut. E în camera cu baloane. Stai să vezi ce face. Se întoarce. Aole, doamna profesoară, nu vă mai întoarceți atâta. Să nu, unde merge? Stai. Mergi la bucătărie. Chiar la bucătărie? Ba nu, nu la bucătărie. Bă, dă-o încolo. Bucătărie. Stai că închid ușa asta. Aici am văzut că zice hintul așa pe bucăți. Trebuie să faci un hint, să zic un hint, știi? Nu pot să cred că are și ce cameră de biliard. Profa, asta e prea bogată. Doamna profesoară, duceți-vă. De la multe meditații, genul. Duceți-vă sus. Ideea este să nu pui ăla gasolina. Vine spre mine. Bă, de unde știi? Du-te tu. Stai. Deschizi ușa, că e aici. Haide, cap meu, vine spre stai, mine. Stai, ai răbdare, Cocos Cristina. Răbdare. Aș zice să mă duc acum. Ai răbdare, că e aici lângă colț, în stânga. Acum. Și mă duc la bucătărie. Ce bine că se așează, pune balonul și după aceea uite-te la hintul ăla. Stai să închid ușa. Așa, punem balonul. Da. Bă, cine a pus scaunul ăsta de eu nu pot să trec de el? Pun balonul, așa. Hint, repede. Și acum hint. Repede. Hai să vedem. Find some explosive and put in fires. Ah, trebuie un exploziv. Explozibil. Poate aveam pe aici o artificie. Mai ții minte? Cristina, vezi că vine. Vine? Vezi că vine. Fugi că vine! Fugi pe ușa deschisă. Mi-e foarte frică de ea! Asta un du-te în subsol, găsește explozibilul. Unde credeți că este un exploziv? Ce zice dacă ia ciocan. Ce zice dacă de la hint? Hai să vedem unde este explozibilul acela. Dinamită. Ok, și unde este dinamita aia? Dinamita este într-un De la etaj, deasupra bucătăriei. În camera aia de deasupra bucătăriei. Ia să vedem unde se duce profa. E perfect. Du-te la etaj. Ia toarme. Haide să mergem la etaj. Ia face sfor. Ah, ce bine. De ce nu pot să merg pe ușă? Sunt prea grăsuțe cumva. Deci deasupra bucătăriei, asta e să vedem. Care e camera? Asta? Aha. Hai să vedem dacă găsim aici dinamita. Uite, asta e? Nu, în sertar a zis, în sertar, caută în sertar. În sertar? Care sertar? Asta? Bă, care sertar? Dai. Dar nu merge. Vezi că vine. Uite acolo. Hai să luăm. Este luță. Mai caută pe aici. Uite aici. În costea! Dar de ce îmi dă atât de multe stele? Unde mai sunt capurduri? Uite acolo. Aici, sertarul ăsta. Nu e niciun sertar aici, Felix, dar poate lumânarea aia. Cristina, nu, la hint zice capuri, nu deasupra. Caută și în astea de aici. Aici? Oare merge? Și deasupra? Bă, unde își ține dinamita? Vezi? Este. Vreau să vin în bucătărie, stai să vezi unde vine, dacă urcă scările. Eu nu cred că le urcă. Stai, eu cam cred că asta te miroase. Doamne, profesor, nu mă mai mirosiți atâta, vă rog. Bine, perfect. Ce bine, haideți coborâm. Coborâm la bucătărie, așa, și punem dinamita acolo, unde crede ea că va pune apă. Stai că se întoarce, nu? Se întoarce? S-a întors, fugi. S-a întors. Nu! Cristina! Cristina! Nu mai sta după ușă, închide ușa! Și mă fugi, deschide ușa. Fugi. Pe acolo. Mi-e frică să nu mă tragă de picior. Adică tu te-ai pierdut. Bă, profă, mă enervezi. Să-ți vede merge. Stai și tu ca o bătrână, mai uite-te la televizor. Pune-i... Ce tot atâta fugi după mai mine? Mai închide ușa, pune repede pe aia, deschide aia și pune repede, deschide. De ce tot atâta fugi după mine? Nu, Cristina, din bol. Acum. Și pune. Și fugi afară. Dă cu ciocanul și fugi afară, repede. Frate, da greu-i. F. De pe lacăt! Stai! Și așa. Fugi. Fug, stai să închid și ușa. Fugi! Nu știu cum am reușit. Ai dat foc cu cribiturile? Nu!
Trebuia să dau? Stai, nu știu, stai să văd. Păi, eu așa am văzut data trecută, stai să vedem. Poate a luat foc singur. Hai de mine. Păi n-are cum să ia foc singur, nu? Doamne profesor, nu te duci acolo. Că n-am terminat, n-am pus chibriturile, te rog. Stai să vedem ceva. Stai acum, îmi luați distracția. Nu, gătarul meu! Nu! Nu mai pot să-l mai mănânc singură. Bă, dar ce comic aleargă. Nu funcționează. Stai să vedem, nu funcționează. Am zăpadă. Acum nu funcționează nici apa. Am zăpadă, are zăpadă acolo ce are. Nici găleata cu apă. Sau nisip sau zăpadă. Hai din s-a rupt cu dinamita. Hai dimineața, vedem ce dar se întâmplă. Dar trebuie să fie zăpadă, cum să fie nisip? Cum mușc cu nisip după? Aha! Wow. A explodat! Oh my este God. Profa va rămâne fără gușă, nu va mai putea să-și mănânce friptura. Chiar va fi model. Eu zic că Cristina se descurcă foarte bine a face un farsă pe episod, așa că rupeți butonul de Coco Like. Scrieți în comentarii ce vreți voi. Și ne vedem data viitoare. Pa!